Credincioșii din parohia Cerbureni, din protopopiatul Curtea de Argeș, au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. Ierarhul argeșan a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul rostit cu această ocazie, înalta față bisericească a scos în evidență mesajul biblic: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, cuprins în Evanghelie, îndemnându-i pe credincioși la iertare și bunătate. Pocăința la care ne cheamă Sfântul Ioan Botezător și după aceea începutul propovăduirii lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, după botez, da, se știe din Sfânta Scriptură și știm toți, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Apoi împărăția lui Dumnezeu se apropie mereu și o purtăm cu noi în suflet. Dacă, așa spune Iisus, împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Deci să facem din inima noastră îndreptată, pocăită. Dar cuvântul acesta, pocăit, a luat, are așa tălmăcit în multe feluri. Pocăință înseamnă îndreptare. Înseamnă început bun. Apoi să punem început bun. Anul 2023, că eu tot pun început bun de vreo 100 de ani, nici nu-i cazul să se glumească pe tema asta. Început bun să punem începând de anul acesta. Și relele pe care le-am săvârșit, anumite obiceiuri de ale noastre, anumite metehnici de ale noastre, în sfârșit, să ne vindecăm de ele, adică să ne educăm puțin așa și să fim respectuoși, iubitori de Dumnezeu și respectuoși cu oamenii și respectuoși cu noi. Pentru activitatea bogată desfășurată pe plan duhovnicesc și administrativ în parohia Cerbureni, părintele paroh Virgiliu Constantin Savu a primit din partea ierarhului distinția de iconom stavrofor. Și mulțumim Bunului Dumnezeu, Maicii Domnului, că ne-a binecuvântat în așa zi frumoasă și mai cu seamă la început de an, ca să fie în mijlocul nostru înalt preasfințitul Părintele nostru Calenic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, și dându-ne așa sens de a porni frumos în anul în care suntem, în care am intrat, să fie un an frumos și binecuvântat. La mulți ani! Biserica parohiei Cerbureni a fost ridicată în perioada 1858-1863 prin sârguința familiei ctitorului Nicolae Popa Savu, străbunic al actualului preot paroh Virgiliu Savu. Biserica are trei hramuri: Sfântul Ierarh Nicolae, intrarea Maicii Domnului în biserică și Sfânta Cuvioasă Parascheva.